Cum vă descărcați datele de pe Facebook? Primul lucru, intrați pe facebook.com de pe un laptop sau de pe un desktop PC. Nu funcționează dacă intrați de pe un mobil și de pe tablete e posibil să meargă, e posibil să nu meargă. Cel mai bine ar fi să intrați de pe site-ul facebook.com în varianta de desktop. Puteți accesa asta și de pe dispozitivele mobile, dar este mai simplu să faceți asta de pe un laptop sau de pe un desktop PC. Deci v-ați logat, apoi mergeți aici și faceți click pe Account Settings. Vi se va deschide pagina aceasta curentă și aveți aici un link. Download a copy of your Facebook data. În limba română presupun că sună altfel, dar nu am pagina setată în română. Faceți click pe linkul ăsta și vă dă mai multe lucruri pe care vă dă, o să puteți descărca mai multe lucruri de pe profilul vostru. Toate mesajele, toate pozele pe care le-ați postat voi, toate clipurile pe care le-ați postat, lista cu toate mesajele și conversațiile de pe chat și alte informații din profilul vostru. E o funcționalitate foarte utilă. Vă sugerez să faceți asta odată la câteva luni chiar. E o metodă prin care puteți să vă asigurați că datele voastre sunt în siguranță. Dacă dau Start My Archive, o să mi se ceară parola, voi primi pe e-mail un link cu datele mele, cu datele după ce s-a făcut arhiva, durează ceva, nu e instant, și voi putea descărca toate datele în calculatorul meu. Succes!